Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm ca în aceste momente de sărbătoare să fim în casa lui Dumnezeu, învățând din Scriptură, bucurându-ne de acest moment unic. Sunt multe zile frumoase în istoria lumii, dar cred că suntem de acord cu toții că cea mai frumoasă zi de naștere din istoria lumii este nașterea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Și de aceea trebuie să învățăm, să știm, și Scriptura ne învață lucrul acesta, să știm de multe ori să celebrăm. Să știm să ne bucurăm de pietre de hotar, de momente în viața noastră în care putem învăța lecții frumoase despre planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Și suntem îndemnați. Și aceasta este o perioadă, chiar dacă afară poate este o vreme destul de întunecată, cu multă ploaie, cu mulți nori, trebuie să învățăm ca biserică să știm să ne bucurăm de aceste adevăruri care sunt piatra de temelie a crezurilor noastre. Și vrem din toată inima ca această sărbătoare să ne umple inima de bucurie. Știu că poate suntem obosiți, avem medici aici între noi care ne pot explica cum poate excesul consumului de mâncăruri care sunt grase, care sunt complicate, ne atacă fierea, ne atacă ficatul și suntem așa de obosiți și în loc să ne bucurăm de sărbătoare, ajunge că sărbătoarea devine o povară. Am vrea din toată inima să fim oameni cumpătați, oameni care știm să ne bucurăm cu adevărat de sărbătorit, care este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Vrem să fim senini înaintea lui Dumnezeu, știind să ne bucurăm și era chiar și în anumite împrejurări, în Scriptură ne spune și sunt învățați cei care erau acolo să nu cumva să verse lacrimi, pentru că este o zi a bucuriei. Și trebuie de multe ori să avem această disponibilitate sufletească și mentală să ne bucurăm. Mă uit așa și poate unii dintre noi suntem parcă prea triști și nu știu dacă avem motive, e adevărat. Și dacă este zi de sărbătoare, poți să ai necazuri și când fața zâmbește, inima poate să fie întristată, ne spune și Scriptura, dar de multe ori mergem așa într-o inerție în care lăsăm colțurile gurii să se lase, ne încruntăm și de multe ori nu știm de ce. Și aș vrea în dimineața aceasta, dincolo de ceea ce voi spune, să lăsăm ca bucuria aceasta a nașterii Domnului să ne umple inimile. Și fețele noastre să radieze de această bucurie a nașterii Domnului. Și ce ne învață nașterea Domnului? Că nu este teamă lângă Dumnezeu. Că este pace lângă Dumnezeu. Și Domnul Iisus s-o lase peste sufletele noastre. Amin. Ne bucurăm și cred că pentru fiecare dintre noi este o bucurie să vedem copii în casa lui Dumnezeu, să vedem familii care știu să clădească frumos. Și ce este mai frumos și mai nobil în lumea asta, pe lângă chemarea aceasta la mântuire, decât chemarea aceasta a oamenilor de a crește copii, de a se investi în copii și de a face ca istoria lumii să continue și ce frumos e să continue cu copii ai lui Dumnezeu. De aceea mă rog și eu și cred că este gândul fiecăruia dintre noi ca Dumnezeu să lase binecuvântarea sa peste acești copilași. A fost rostită, am chemat numele Domnului și avem încredințarea că Dumnezeu ce binecuvântează, rămâne binecuvântat, slăvit să fie numele Lui. Mă uit și pentru că este și sărbătoare, dar pentru că avem și acest moment al binecuvântării. Știm cu toții, istoria lumii a început cu o familie. Și cât de mare este istoria și cât de mare este pământul acesta și câte lucruri s-au scris și s-au întâmplat, totul începe simplu. Cu un Adam și Eva în grădina Edenului. Și istoria mântuirii al celui de-al doilea Adam, care este Hristos Domnul, întrupat, Dumnezeu din Dumnezeu, care s-a dezbrăcat de slavă și a îmbrăcat mantaua firii și s-a născut în ieslea Betleemului, această istorie a mântuirii începe tot cu o familie. Și uitați-vă cât de simplu începe și avem și pasajele din Evanghelia după Luca și avem și în Matei. Atât de simplu. Dumnezeu a încredințat acest copilaș numit Iisus la doi oameni, unei familii, Iosif și Maria. Și aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre noi ca și ocrotitori ai comorilor lui Dumnezeu. Ce ne face să fim ocrotitori ai comorilor lui Dumnezeu? Sau care sunt semnalmentele unei familii, a unui bărbat și a unei femei, a unui tată și a unei mame, ca ocrotitori ai comorilor lui Dumnezeu? Și evident că este vorba despre copii,
dar sunt și alte lucruri care sunt comori ale lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ni le încredințează. Și dacă stăm să ne gândim, așa cum ne învață Cartea Evrei, Dumnezeule, în sulul cărții este scris despre mine, mi-ai pregătit un trup. Dumnezeu a rânduit un trup pentru întruparea Domnului Iisus Hristos și acest trup a fost rânduit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și această purtătoare a fost Maria, purtătoarea de Dumnezeu. Aș vrea să fac aici mențiunea, vă spun sincer că mă feresc de a folosi născătoare de Dumnezeu, pentru că pe Dumnezeu nu-L poate naște nimeni, Dumnezeu e Dumnezeu din veșnicie, slăvit să fie numele Lui. Până și Maria a fost creată de Dumnezeu. Dar Dumnezeu în planul Său măreț a ales ca Maria să fie acea mamă și acea purtătoare a trupului creat prin Duhul Sfânt și care a fost în ființa ei, în pântecele ei, ca să fie mama Domnului Iisus Hristos în natura sa pământească. Pentru că în natura sa dumnezească, El este Dumnezeu din veșnicie, slăvit să fie El. Și mă gândeam, Doamne, ai încredințat această comoară unei familii. Și mă gândeam, Doamne, aș vrea să fiu și eu un astfel de om, cum a fost Iosif. Poate vorbim prea puțin despre Iosif, se vorbește mult despre Maria, poate, dar despre această familie binecuvântată. Și de ce să nu fim noi această familie? Dumnezeu ne încredințează copilașii noștri, copiii noștri, ca niște comori extraordinare pe care Dumnezeu ni le dă pentru o vreme. Și atât de bine să știm cum să fim în familie, ca aceste comori să crească, să fie binecuvântate și copiii noștri să-și împlinească destinul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru ei. Și Domnul să ne învrednicească la aceasta. Vreau să ne uităm la câteva lucruri din viața lui Iosif și chiar și a Mariei și să învățăm pentru noi în dimineața aceasta ca și ocrotitori ai comorilor lui Dumnezeu. În primul rând mă uit aici și cuvântul lui Dumnezeu începe atât de simplu și atât de frumos și atât de la nevoia de bază sau fundamentul pentru a putea fi cu adevărat un păstrător și un ispravnic bun al comorilor pe care Dumnezeu le lasă în viețile noastre și în familiile noastre. Și uitați aici, cuvântul Domnului spune așa: Iosif, bărbatul ei, era logodnicul ei, încă această căsătorie nu se consumase, dar logodna era un angajament ferm că ei vor fi împreună, că Iosif vrea să o ia de soție pe Maria. Și spune aici, Iosif, bărbatul ei, în versetul 19, era un om neprihănit și nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii. Dacă vrei să fii un bun păstrător al comorilor lui Dumnezeu, condiția de bază și atât de simplă este neprihănirea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Dar ce-mi place la Iosif, și Scriptura este atât de frumoasă în a ști să sublinieze și să nuanțeze. Uitați-vă, neprihănirea se asociază, face casă bună cu gentilețea. Iosif spune aici că era neprihănit, dar în același timp nu vrea să o facă de rușine. Aici ne vorbește de multe ori nouă, pentru că sunt așa de multe ori anumiți talibani ai adevărului. Oameni care de-abia așteaptă cu adevărul să lovească și să rănească. Și o sete după dreptate, dar dreptatea care nu vine neapărat din Duhul lui Dumnezeu, ci dintr-o sete de răzbunare. Și mă uit aici la Iosif, care era un om neprihănit și pentru că era neprihănit, avea frământarea aceasta că trebuia să se delimiteze de păcat. Din perspectiva lui pământească, sarcina Mariei era evident un act de neascultare al Mariei. El încă nu avea perspectiva dumnezeiască asupra fenomenului. Se prea poate, nu ne spune Scriptura ca Maria să-i fi spus lui Iosif, dar Iosif, ca oricare om sănătos și temeinic, n-ar fi putut să creadă, pentru că noi afirmăm, nașterea Domnului Iisus Hristos din Fecioară este o minune care este unică în istoria lumii. Nu s-a mai întâmplat și nu se va mai întâmpla ca această umbrire a Duhului Sfânt să facă ca un embrion să fie pus în pântecele Mariei și să se nască cel de-al doilea Adam. Așa ceva nu s-a mai întâmplat și nici nu se va mai întâmpla. Este istoria extraordinară a nașterii Domnului Iisus Hristos și atât. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Glorie Lui! Dar pentru mintea unui evreu, care caută minuni, pentru că așa ne spune și Apostolul Pavel, că da, grecii caută înțelepciunea și evreii
minunile. Pentru că, într-adevăr, toată istoria poporului evreu este un miracol. De la nașterea lui Isaac din Sara, care era stearpă și avea o vârstă înaintată, până la trecerea Mării Roșii, și toată istoria poporului evreu era presărată cu minunile mărețe ale lui Dumnezeu. Și pentru mintea lui Iosif nu era ceva de negândit, o minune, dar asta era prea mult, era prea unică. Și Iosif zice, da, este păcat aici și eu ca om neprihănit trebuie să mă delimitez. Și Dumnezeu să ne dea această înțelepciune în familiile noastre, să știm să ne delimităm de păcat. Și delimitarea de păcat de multe ori înseamnă să ai curajul să înfrunți. Să nu ne fie greu să le spunem copiilor noștri că greșesc. Cel mai bine o mamă își sfătuiește fiica. Trebuie să o facă neapărat păstorul? Până la păstor ar trebui să fie mama, ar trebui să fie tata? Domnul să ne ajute la aceasta. Domnule, să ai mei. Haideți să nu fim un Eli. Pentru că prin asta a nesocotit și slava lui Dumnezeu. A atras și toate lucrurile care s-au întâmplat și în final, și moartea, și necontinuarea slujirii. Domnul să ne ajute să fim păstrători ai adevărului. Dar știți ce îmi place la Iosif? Că era un om gentil. A zis, eu mă voi delimita, trebuie să o las. Mi-am pus în gând să o las. Asta însemna pentru el acel pas făcut în îndepărtarea de rău. Dar nu vedem la Iosif setea aceea de răzbunare. Mă duc în piața publică, îmi torn cenușă în cap, fac scandal, chem televiziunile și arăt eu, de fapt, unde-i dreptatea, că cum am fost eu înșelat. Nu. Omul neprihănit știe că neprihănirea lui e harul lui Dumnezeu în viața lui. Și dacă astăzi stai în picioare, nu uita că e harul lui Dumnezeu. Poți să te uiți la un om și să-i vezi motivațiile din setea cum vrea răzbunarea. Omului lui Dumnezeu e atât de greu să rostească disciplinarea. Trebuie să o faci de multe ori. Ca slujitor, ca preot în casa ta, ca mamă, trebuie să avem curajul acesta de a rosti ce trebuie spus și de a lua hotărârile care trebuie luate. Dar inima întotdeauna trebuie să fie inima aceea a unui tată. Inima aceea a blândeții, a iubirii. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Când iei o hotărâre care e grea, trebuie să te doară inima. Și Iosif, vedem din și-a pus în gând. N-a fost ceva precipitat. Și a fost ceva care probabil a fost pricină de multă cugetare în viața lui. Și văd această aplecare, preocuparea pentru cea de lângă el. De multe ori suntem atât de intransigenți. Și stăteam să mă gândesc, de multe ori știți că cel mai aspru, cum zic invers, cel mai aspru și cel mai rău ne purtăm cu cei din casa noastră. Dom'le, la altul poate știi să spui. Sunt soți care, eu știu, imediat apreciază ceva la altcineva. Dar, dom'le, numai la soția ta nu apreciezi. Numai pe ea nu o vezi. Toată lumea e bună, toți fac ceva, dar numai soțul tău nu e bun. Uite aici la inima lui Iosif. Și a fost o inimă blândă, o inimă care a fost neprihănită, dar o inimă care a știut să spună, nu vreau să o las pe ascuns, nu vreau să o fac de rușine. Doamne, dă-ne și nouă preocupări de genul acesta. Dragostea acoperă totul. Nu că mușamalizează adevărul, dar trebuie să-ți pese de celălalt. Și Domnul să ne ajute ca în familiile noastre, ca păstrători al comorului lui Dumnezeu, să avem această fermitate a adevărului, dar să avem și această blândețe. Și când disciplinăm, noi vedeam de multe ori și vedem la copiii noștri, la fetele noastre, când disciplinez pe una dintre ele, vezi așa, câteodată, în colțul gurii așa un zâmbet de satisfacție, domne, am scăpat și uite că i-ai pedepsit. Și vreau să spun că de multe ori pedeapsa e mai aspră pentru cealaltă care a făcut gestul acesta. De multe ori, noi așa, suntem surprinși că ne bucurăm poate când celălalt a fost pus la punct. Trebuie să avem inimă ca inima lui Iosif. Doamne, dacă trebuie să, de dragul adevărului, să spun anumite lucruri, Doamne, dă-mi o inimă blândă și o inimă cu iubire. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Uite la Iosif și a fost un astfel de om, un om care a știut, și ne uităm și la viața Domnului Iisus în Ioan capitolul 8 cu acea femeie care a spus, du-te femeie, dar îmi place, de multe ori ducem această dragoste prea departe. Domnul Iisus Hristos, du-te și ce să nu faci? Să nu mai păcătuiești. Doamne, dă-ne o bună măsură a dreptății și a dragostei.
După modelul lui Dumnezeu, Dumnezeu este și foc mistuitor, dar este și Cel care este gata să ierte pe Cel care se smerește și își cere iertare. Fie ca Domnul să ne dea acest duh în familiile noastre. Când ne purtăm unii cu alții, dacă poate dintre noi sunt prea aspri, nimic nu-i bun, nici ciorba nu-i bună, nici supa nu-i bună, Doamne, greu de mulțumit, câteodată n-ai ce face, e atât, să avem acea blândețe. Doamne, ajută-mă să fiu mulțumitor. Soțire de asemenea, cu copiii noștri, de multe ori suntem neîndurători, în mânia acestei vieți suntem poate la limită cu răbdarea și de multe ori explodăm fix unde n-ar trebui să o facem. Dumnezeu să ne ierte și să ne ajute cu adevărat să înțelegem că suntem păstrători ai comorilor lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să fim acei oameni echilibrați, neprihănire, adevăr, dreptate, dar și bunătate, dragoste din Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi un alt lucru, mă uit aici la Iosif și văd putere de decizie. De multe ori să știți că o problemă este în familiile noastre, nu avem puterea să luăm decizii pe care trebuie să le luăm. De multe ori, ca soți, noi suntem preoți în casele noastre și Scriptura ne învață că pașii noștri trebuie să pășească drept și drumurile noastre să fie hotărâte înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Mă uit aici la Iosif și se pune această problemă a călăuzirii. Este foarte important ca și păstrători ai comorului lui Dumnezeu să fim oameni care avem o bună călăuzire. Și mă uit la Iosif și văd această decizie, s-a hotărât să o lase pe ascuns. Și ne vorbește ceva despre sistemul lui Iosif de a lua decizii. Vreau să punctez câteva lucruri aici. Noi nu avem voie să deliberăm asupra adevărului. Nu putem vota la comitet că minciuna e în regulă sau nu. Asta nu se poate vota. Nu putem legifera furtul. Nu poți legifera lucrurile care sunt foarte clar stipulate în Scriptură. Aici Dumnezeu trebuie să ne ajute ca noi să cunoaștem adevărul și să ne dea puterea să-l aplicăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu poți cere călăuzirea lui Dumnezeu, Doamne, să mint sau să nu mint. Se mai poate întâmpla că unii încearcă și merg și ar vrea un răspuns din partea Domnului și Dumnezeu să facă o excepție pentru ei. Vreau să vă spun, oricine am fi în locul acesta, oricâți ani de pocăință am avea, Dumnezeu nu strâmbă adevărul lui pentru mine, nici pentru tine. Pentru că Dumnezeu e drept, slăvit să fie numele Lui. Și atunci mă duc la proroc că poate îl prind într-un moment de neatenție, dar asta îți face ție bine. Dacă omul ăla într-un moment de neatenție, de neveghere, chiar te îndeamnă și validează ceva prin ceea ce spune el, dar nu spune din Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate să mintă. Și vedem cazul acesta al Ananiei și Safira, când de fapt a fost o jumătate de minciună, dacă vreți, sau un adevăr spus pe jumătate ca să iasă în evidență. Și Duhul lui Dumnezeu a fost foarte intransigent. Să înțelegem că, de fapt, nu putem merge și, Doamne, oare o fi bine să fur sau să nu fur? Îți spun din start, nici nu trebuie să te mai frămânzi, nu-i bine să furi. Dacă faci cumva lucrul ăsta, oprește-te în numele Lui Dumnezeu, pentru că asta e voia Lui pentru tine, să fii sfânt. Deci când vorbim de călăuzire, vorbim de a cunoaște adevărul Lui Dumnezeu și de a-L aplica. Dar apoi este voia aceasta specială, specifică a Lui Dumnezeu. Din perspectiva lui Iosif, cu toată compasiunea pentru Maria, din perspectiva lui de om neprihănit, el nu știa că ce s-a pus, ce este în ea, este de la Duhul Sfânt. Și cum spuneam, era ceva incredibil. Și omul acesta evaluează. S-a întâmplat un păcat, eu știu că nu sunt tatăl acestui copil și ce trebuie să fac este să o las. Dar uitați-vă, frumusețea este că Dumnezeu, când ești bine intenționat, când ai motivații corecte, când ești fundamentat pe adevărul lui Dumnezeu și viața ta cauți să o construiești pe temelia adevărului și când în familiile noastre luăm decizii care sunt oneste și bazate pe adevărul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care vorbește, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu nu ne lasă. Sunt de multe ori oameni care nu pot să iau o decizie pentru că nu a fost o călăuzire specială. Mă uit aici la Iosif și are putere de decizie. Au fost momente în viața mea, vă spun, când Dumnezeu mi-a vorbit într-un chip clar și profetic și a fost extraordinar, dar au fost momente și decizii importante în viața mea pe care nu le-am luat printr-un așa vorbește Domnul sau printr-un înger care s-a arătat, pentru că am zis, Doamne, îmi iau un timp de rugăciune înaintea Ta. Mă uit în lumina adevărului Scripturii și văd că nu este un lucru rău. Este Scriptura, principiile Scripturii nu mă împiedică să iau acea decizie.
Și, Doamne, vreau să-ți acord timpul acela să-mi vorbești. Mai întreb și un om al lui Dumnezeu care e matur, care poate să-mi confirme dacă ce am făcut sau nu, sau ce am de gând să fac este bine sau nu, un slujitor sau cineva care este matur spiritual. Doamne, ți-am dat acest timp și nu vreau să fiu repezit, nu vreau să fiu emoțional, ci vreau să fac voia Ta. Și dacă voia aceea lui Dumnezeu îți aduce pace în inima ta și este bazat pe un adevăr și Scriptura nu intră în conflict cu nimic din adevărul lui Dumnezeu, am avut principiul acesta și cred că este un principiu sănătos. Doamne, merg înainte. Dacă cumva voia Ta specială este alta, se discută aici de a rămâne în țară sau de a pleca. De multe ori, pe un adevăr scriptural, nu pot să mă duc în Dublin sau să mă duc în Londra. Nu ai un adevăr al Scripturii. Dar dacă tu ai motivații corecte înaintea ta și Scriptura nu te împiedică, Doamne, am înclinația aceasta în inima mea să merg în stânga sau în dreapta. Doamne, dacă este voia Ta specifică și Tu rândui să fiu într-un loc, Doamne, călăuzește-mă. Și Dumnezeu la timpul potrivit îți vorbește, slăvit să fie numele Lui. Uite aici la Iosif, și de multe ori suntem așa blocați și nu avem maturitatea spirituală să ne asumăm niște decizii. Au fost, cum am spus, în viața mea momente când Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar și am înțeles. Dar au fost momente când Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele și am fost atât de ferm convins că asta e voia lui Dumnezeu. Putea chiar să vină un proroc și să-mi spună, cu tot respectul pentru lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să crească lucrarea Duhului Sfânt și să fie lucrări autentice care vin din Duhul lui Dumnezeu. Dar tu, ca om matur înaintea lui Dumnezeu, când ai pace înăuntru tău, ca bărbat în casa ta, drumul tău trebuie să fie hotărât. Și să ai puterea să iei decizia pe care Dumnezeu te-a luminat să o iei. Și dacă Dumnezeu vrea altfel, să avem această disponibilitate, Doamne, vorbește. Și mă uit la Iosif, care deși a fost un om care a luat decizii, când Dumnezeu i-a vorbit, el a ascultat. Fie ca Dumnezeu să se descopere vieților noastre. Sunt momente în viața noastră când Dumnezeu îți dă pace în inima ta și te duci pe acea călăuzire, ai și un sfat de la cineva matur și mergi ferm înainte și vezi că Dumnezeu binecuvântează. Sunt momente când Dumnezeu îți descoperă și îmi place atât de mult exemplul lui Pavel, care cred că este un exemplu bun pentru noi. Îl vedem când vrea să treacă în Macedonia, în Fapte 16, uitați ce frumos știe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în lucrarea misionară a Apostolului Pavel și spune aici, în versetul 5 din capitolul 16, bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Era Dumnezeu însoțea lucrarea lui Pavel. Dar apoi uitați ce spune, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul, astea au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, ajuns și lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Pavel a fost ferm. Am un traseu. Știu că voia lui Dumnezeu este să vestesc Evanghelia. M-am dus într-o direcție, Duhul Sfânt m-a oprit. Am ascultat de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să ascultăm de Duhul Sfânt. Dar apoi omul spune, nu stau acum și, Doamne, hai să stăm să vedem ce ne descoperă Dumnezeu. Oare să mergem la stânga sau la dreapta? El a zis, nu. M-ai oprit, Doamne, să mă duc în stânga. Mă duc înainte. Mă duc în stânga, în dreapta. Nu știu, mă duc unde consider că e următorul pas. Și vedem din nou, iarăși că acolo, iarăși Duhul Iisus nu le-a dat voie. Au trecut prin Misia și au coborât la Troa. Și apoi, în sfârșit, după câteva încercări a lui Pavel, are o vedenie și înțelege unde trebuie să se ducă. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni echilibrați. Când găsim că e voia lui Dumnezeu, avem pace în inima noastră, să luăm hotărârile care trebuie luate. Dar întotdeauna să lăsăm loc, Doamne, vorbește-mi prin Duhul Tău cel Sfânt. Dacă voia Ta specifică, specială, înseamnă o direcție sau alta, Doamne, sunt dispus să ascult glasul Tău. Și, Doamne, sunt dispus să schimb planurile mele. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, cred că este foarte important lucrul acesta în viața de călăuzire în familiile noastre și ajungem la un următor lucru în viața lui Iosif și cred că e important pentru viața noastră de familie să avem puterea de a crede incredibilul. Când îngerul îi spune aici, dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Eu cred din toată inima că pe Iosif l-a bulversat această revelație a lui Dumnezeu.
pentru că a fost diferit de tot ce știa el din experiența lui, din istoria poporului său. Nimic n-a mai fost ceva care să fie asemănător. Și asta ar trebui să fie ceva ce ne vorbește pentru copiii noștri. Să avem puterea să credem în ceea ce Dumnezeu pune în ei. Istoria Mariei și a Domnului Iisus a fost o istorie autentică, reală, dar incredibilă. De multe ori, poate vedem că alții nu cred în ceea ce Dumnezeu a pus în copiii noștri. Aș vrea atât de mult ca fiecare dintre noi și cei din dimineața aceasta care au venit la binecuvântare, dar și noi ca părinți care avem copii. Poate te uiți la medici, poate te uiți la învățători, poate te uiți la oameni care se evaluează copiii și parcă nu ai putea crede că Dumnezeu poate să facă ceva măreț cu copilul tău. Eu vreau să vă spun, Dumnezeu are un destin binecuvântat cu fiecare dintre copii. Niciunul dintre ei nu-i venit la întâmplare. Niciunul dintre ei nu este greșeala cuiva, ci este darul lui Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Și tu ești un păstrător al acestei comori și trebuie să crezi. Iarăși mă duc la Pavel, care pe Timotei, în capitolul 2 Timotei, în capitolul 2, în versetul 6 din capitolul 1, spune așa, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6, de aceea îi spunea el lui Timotei, care era copilul lui în credință, Pavel era părintele spiritual al lui Timotei, spune, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Pavel a văzut darul lui Dumnezeu în Timotei. Timotei se pare că era o fire mai timidă. Și vă dați seama, l-a pus să conducă, l-a lăsat în urmă, poate în Efes, să administreze problemele bisericii, să rânduie slujitori și să se ocupe de organizarea bisericii, și el fiind mai timid, avea ezitări. Fratele lui de credință, Tit, era o fire poate un pic mai tare, așa, și n-avea nevoie de această consolare, dar mă uit la Apostolul Pavel și spune, auzi, tu ai un dar în tine. Eu l-am văzut și am pus mâinile mele peste tine. Și Dumnezeu a confirmat, nu ne socoti darul care este în tine. Este atât de important când ne uităm la copiii noștri, să nu vedem doar minusurile, ci să avem puterea să vedem ceea ce Dumnezeu a pus în ei. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Poate nu s-a venit să crezi și nici celor contemporani cu Iisus. Dom'le, poate e și ceva bun din Nazaret? Sau după aceea îi spuneau, auzi, dar nu este acesta care ne vorbește nouă, fiul tâmplarului și nu sunt surorile lui aici între noi? E atât de greu să știți, când încep să predici, dom'le, dar nu vezi niciun ăsta slujitor, dar nu știu eu că noi când mergeam la furat piersici din nu știu ce grădină și acum vine el și Dumnezeu l-a chemat, eram prin copilărie. Ne știm datele și, dom'le, dar ăsta slujește. Dar nu știm noi ce făceam noi la școala duminicală când eram prin clasa a treia. Și de multe ori, sau ai anumite, eu știu, etichete puse de unii și de alții peste copiii tăi. Și tu, în loc poate să crezi în ceea ce Dumnezeu a pus în ei, începi să pleci urechea. Domnul să ne facă vizionari pentru copiii noștri. Să vedem în ei ceea ce a pus Dumnezeu. Uitați-vă, Iosif crede incredibilul cu privire la destinul acestui copil dacă este venit prin Duhul lui Dumnezeu și o ia pe Maria de soție și este păstrătorul acestei comori. Va deveni Iosif tatăl legal, și nu biologic, dar legal al Domnului Iisus Hristos. Pentru că el îi pune numele, îi se dă în descoperire și numele, și Iosif reacționează și se poartă ca atare. Domnul Iisus să ne întărească, să fim neprihăniți îmbinând bunătatea, gentilețea cu această neprihănire. Domnul să ne ajute ca să avem puterea de a lua decizii și în călăuzire, să avem unitate. Uitați-vă și doar atât mai spun, lui Iosif Dumnezeu îi vorbește prin vise, dar lui Marie îi vorbește printr-un înger. Sunt atâtea modalități ale călăuzirii lui Dumnezeu. Și atât de frumos ca în familia noastră, în familiile noastre, mama să aibă o călăuzire pe care o dă Dumnezeu, tata să aibă o călăuzire pe care o dă Dumnezeu și împreună să fie în unitate. Pentru că Duhul lui Dumnezeu care vorbește printr-un înger, care vorbește prin vise, care vorbește prin călăuzirea personală, care vorbește printr-o predică la un moment dat, care vorbește prin glas profetic în biserica sa, dacă e același Duh, întotdeauna va fi același mesaj.
Și acesta produce unitate, slăvit să fie numele Domnului. Domnul să lase duc de călăuzire în casele noastre. E atât de important și atât de frumos ca în momentul când ca bărbat spui, uite, draga mea, mă gândesc înaintea Domnului și asta ar fi lumina pe care o am. Și soția să spună, uite măi, că și eu m-am rugat și în timpul meu de rugăciune Dumnezeu mi-a confirmat că e aceeași direcție. Ce frumos e ca într-o familie să fie o astfel de unitate a călăuzirii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și vom vedea cum comorile aceste frumoase, copilașii noștri, vor crește într-un spirit acesta al călăuzirii lui Dumnezeu, al voii lui Dumnezeu. Și apoi, cum spuneam, este această credință în incredibilul pe care Dumnezeu îl pune în copiii noștri. Iosif a avut puterea să se rupă de toată tradiția sa iudaică și să spună, Doamne, dacă Tu îmi descoperi că asta e, că asta e realitatea, Doamne, Te voi crede pe Tine și călăuzirea Ta. E atât de greu de multe ori și nu mai deschid, dar și pe paginile Sfintei Scripturi avem acel moment din istoria lui Israel când Samaria era înconjurată și împăratul spune, mă voi duce și îl voi omorâ pe Elisei, pentru că din cauza lui se întâmplă asta, pentru că începeau să-și mănânce copiii unii altora de foame. Și Elisei spune, îți spun, și era, spune acolo Scriptura, cred că un găinaț din ăsta, nu știu cât era, cu 5 sicli. Și acum îi spune omului Dumnezeu, fii atent că cu jumate de siclu veți cumpăra jumate de chil de făină. Sau era acolo dat ceva incredibil. Cum? Noi acum murim de foame și mâine la ceasul, peste 24 de ore, vom avea belșug. Și cel pe care era lângă împărat și pe care se sprijinea împăratul spune, n-are cum. Oare ce să facă Dumnezeu, ferestre în cer, fii pe pace. N-are cum. Și ce îi spune omului Dumnezeu? Se va întâmpla cum am spus, dar tu nu vei avea parte de asta. Și așa s-a întâmplat. Știm acei leproși care se duc, văd tabăra sirienilor părăsită și apoi se desfășoară istoria. Într-adevăr, s-a vândut, așa cum a spus procul lui Dumnezeu, făină și a fost din belșug. Dumnezeu de multe ori îți va vorbi și va fi incredibil. E atât de frumos ca tu să fii cel care ai descoperirea privitor la copiii tăi. Să știi să le semeni o vorbă bună. Să știi să-i încurajezi pe drumul bun și din ei Dumnezeu să facă acei slujitori de mâine. Este chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Și închei spunând că, în ultima instanță, Iosif a fost omul care a făcut ceea ce a spus Dumnezeu. Uitați ce simplu se încheie pasajul. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul și a luat la el pe nevasta sa. Domnul să ne ajute să fim împlinitori. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit cu privire la familia ta, dacă Dumnezeu îți descoperă anumite lucruri, Domnul Iisus Hristos să te ajute să împlinești ceea ce Dumnezeu descoperă vieții tale și să fim grabnici, așa cum ne învață Scriptura, la ascultare. Păstrători ai comorilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi care avem copii, suntem păstrători acestor comori. Domnul să ne dea un caracter ca al Iosif, ca lui Iosif și al Mariei, ca să putem face din copiii noștri ceea ce Dumnezeu a rânduit ca ei să fie. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.